Ai așteptat mult zăpada, dar pe unii i-a luat din nou pe nepregătite. Zeci de mașini au rămas blocate în nămeți și a fost nevoie să intervină armata pentru a debloca drumurile. S-a întâmplat în zona Moldovei. În Vrancea a fost decretată stare de alertă. Prin decretarea stării de alertă se pun în aplicare acțiuni imediate. Sunt suplimentate forțele de intervenție și sunt alertate și echipajele din zonele limitrofe.